Secretele originii lui Ion Iliescu Care a fost legătura familiei fostului președinte al României cu Ana Pocher Ion Iliescu și a lăsat amprenta asupra României prin funcția de președinte pe care a deținut-o imediat după căderea regimului comunist. Puțin știu însă că familia lui a avut legături cu Ana Pocher și prin urmare cu Uniunea Sovietică. Fostul președinte al României a fost crescut mai mult de mătușa sa. A fost elev al școlii din Oltenița, după care a urmat studiile secundare în București, la Liceul Industrial Polizu, Liceul Spiru Haret și Colegiul Sfântul Sava. În această perioadă, anul 1948, s-a numărat printre fondatorii Uniunii Asociațiilor Elevilor din România. După ce Ion Iliescu a fost admis la Institutul Politehnic din București, între 1050 1954 ajunge la studii în Moscova, unde urmează studiile Institutului Energetic din Moscova. Numai că a reușit să ajungă acolo datorită legăturilor familiei sale cu Ana Pocher. Mătușa sa era servitoarea acesteia. Bunicul său a fugit din Rusia și a fost urmărit de poliția țaristă Vasil Ivanovici, a fost un evreu rus bolșevic care a fugit din Rusia și a fost în atenția poliției țariste o lungă perioadă. S-a stabilit în Oltenița în 1895 iar apoi și-a schimbat numele pentru a-și ascunde originea. S-a căsătorit în 1901 cu Maria Savu, sora cârciumarului Angel Savu, un român fugit fraudulos din Bulgaria. Vasili Iliescu era prieten bun cu Constantin Dobrogeanu, Gherea, despre care George Călinescu scria, Dobrogeanu Gherea, evreu venit din Rusia în mod suspect și si ilicit, parașutat, a fost împământenit prin decret regal, din eroare și diversiune, susținut fiind chiar de către Titu Maiorescu. Mama vitrega a lui Ion Iliescu a fost, după 1944, servitoarea și bucătărea sa anei poker, iar odată cu venirea la conducerea țării a lui Gheorghe Gheorghiu Dej a învățat carte și a fost trimisă apoi la Agenția Economică a României de la Moscova, unde mai târziu a fost deconspirată ca spion. Unchiul lui Ion Iliescu a ucis un om de asemenea, unchiul lui Ion Iliescu, fratele lui Alexandru Iliescu, era un fost ofițer de securitate pe vremea lui Dej, fiind și adjunctul lui Alexandru Drăghici, ministru de interne în acea perioadă. Avea patima alcoolului, așa că după ce a fost numit director la fabrica de încălțăminte, pionierul, într-o altercație ce a escaladat, acesta l-a ucis pe șeful cantinei. Mai mult, mama fostului președinte al României era o femeie de origine bulgară, din Neamul Căldărarilor, fără carte, care nu vorbea prea bine românește. Atunci când s-a născut Ion Iliescu, tatăl său a fugit în Uniunea Sovietică, unde a stat până în 1935, în timp ce Maricica, mama lui, a murit în anul 1932. Odată întors în țară, tatăl lui Ion Iliescu a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru trădare de țară, deoarece milita pentru dezmembrarea statului și trecerea Basarabiei în componența URSS, potrivit Cancan. Can.